Capitolul 18. Mulți au venit în această grădină, chiar dacă pare ciudat până și tâlharul al doilea a trecut pe acolo. Da, petard a târnat pe cruce în sensul Ghețimaniului său. Nu contează locul, contează că l-a găsit. Acesta este important. Cei mai aleși slujitori ai lui Dumnezeu, toți au trebuit să-și găsească drumul spre această grădină. Prima persoană care a vizitat Ghețimaniul a fost Domnul tău. Poate cel mai dificil gând ce ne trece prin minte în legătură cu viața pământească a Domnului este să descoperim că El nu a vrut să meargă în Ghețimani. Dar ești mai șocat când înțelegi de ce nu a dorit să vină aici. Motivul te consternează, efectiv. Iisus Hristos și Tatăl Său au avut o înțelegere profundă. Domnul tău a avut o opinie complet diferită de a Tatălui în ce privește a merge sau a nu merge la cruce. S-a mai întâmplat vreodată ca Iisus să nu fie de acord, chiar în conflict cu Tatăl Său? Ca și tine, Domnul tău a avut dificultăți când era vorba de răstignire. A avut singurul moment în istoria eternității când Tatăl și Fiul au avut opinii diferite. S-a întâmplat o dată și numai o singură dată, în grădină. Motivul... Răstignirea care urma să vină din partea propriilor săi frați. Motivul dezacordului dintre tatăl și fiul era în legătură cu o răstignire nedreaptă. Domnului tău nu i-a fost deloc ușor să accepte să înfrunte Golgota. E adevărat, acest conflict al voințelor între tată și fiu nu l-a determinat pe Iisus să-și ia soarta în propriile mâini. Totuși, fără îndoială, el nu a dorit să fie răstignit. Crucea e un concept care îl are la origine pe tatăl. Tatăl, privind în jos, prin tunelul timpului, știa că îți va fi dificil să ai de face cu o cruce. Incredibil, nu-i așa? Ca tatăl Domnului tău să dorească răstignirea lui Iisus, răstignirea nu este o valoare umană, ea este o valoare divină. După tiparele omenești, răstignirea nu e ceva ce se acceptă de bunăvoie. În orice caz, răstignirea e un lucru divin situat în afara scopurilor umane. Nu e de mirare că a avut loc momentul Ghețimani. Locul acela este o necesitate pentru că orice ființă umană care îndrăznește să meargă pe căi divine va da peste un Ghețimani. Fiecare va zăbovi pe acolo până își va realinia voința sa cu divinitatea sau va rata complet modul dumnezeesc de împlinire a lucrurilor. Acea grădină este locul unde umanitatea fragilă, în sfârșit, ajunge la un acord cu divinitatea. Acolo ajungi până la urmă să fii de acord cu Tatăl, cu voia Lui. Accept să fii răstignit. Cedezi chiar dacă totul în tine se zbârcește de groază. Dar când ești încă acolo, ai putea să fii mângâiat amintindu-ți, nu vei fi niciodată mai aproape de partea umană a Domnului tău ca în Ghețimani. Nu mai trebuie să respingi continuu răstignirea. Undeva, înainte, după, în timpul sau după acel coșmar, trebuie să accepți răstignirea. Acceptă ceea ce îți produce teamă, ceea ce îți e respingător, ceea ce ți se pare oribil, rușinos, umilitor, repulsiv. Consimte să vină asupra persoanei tale toate acestea cu scopul să te distrugă. Acceptă-le pe toate acestea care, oricum le-ai privi, par teribil de necreștinești. Acceptă nimicirea. Aceasta este Ghețimanii.